poftiți la masă, că v-am pregătit ceva bun, ce vă place vouă. Auzi, dar parcă nu ziceai că ești supărată pe noi? Da, dar nu vreau să muriți de foame. Ei, nu. Eu mă gândeam așa că vreau să o ferez pe Adina să nu cadă în plasa ratatului ăla de bărbasul. Tu, Mara, cred că meriți ceva mai bun. Eva, n-a făcut nimic rău. Iubitele lui mama, iubite. Ia uite cine e aici. Hai vino la bunica. Hai vino să te ia bunica. Hai să o luăm în brațe și mă... Hai la masă, hai. Mama, stai da? Un pic. Da. Aș vrea și eu să zic ceva, dacă pot, bineînțeles. Da, te rog. Da. Am vorbit cu doctorul. Ah, deja nu mi se pare o veste bună. Stai un pic. Și? Vrea să ne ofere un job. Vrea să decorăm noi salonul de maternitate de la spital. Doamne, facem și noi un contract, baban! Da, ce contract, baban, că spitalele din România sunt pline de bani. Da, e privat. Așa, și aș avea nevoie de ajutorul vostru. Da. Eu nu înțeleg ce să mai trebuie ție muncă dacă te căsătorești cu Victor Pop. Hai mă, lasă, e un ban cinstit pe care îl câștigăm. Nu se știe că mâine, poi mâine iar primim o somație de aia de la bancă când am plătit datoriile. Mama, noi încă n-ați scăpat de datorii? Mașinuța asta. Ce e pentru noi? Mamă, cum ar fi? Îmi place că e portocalie. Da. Ce înseamnă asta? E un cadou. Pentru tine. Ah, țineți-mă că leșin. Mama, nu te rog, lasă-mă că vreau eu să leșin acum. Nu am nevoie de asta. Nu ai să accept așa ceva, nu. Nu am nevoie. E mult prea scumpă și nu am nevoie de ea. Hai, măi, spune-i mulțumesc că nu se cade. Îmi pare rău, credeam că o să-ți fac o bucurie. Uite, super băiatul, vezi? El e sensibil și drăguțul de el l-ai supărat. Vreau să te știu în siguranță. Nu vreau să iei taxiuri sau să mergi cu autobuzul. Sau cu doctorul. Da. Spune-i mulțumesc, da. Hai mă, nu mă face de rușine, așa te-am învățat. Eu spune mulțumesc. Bine, mulțumesc. Mm-hmm. O să-i spun doctorului că ne vedem direct la spital. Apropo, nu cred că o să ajungi la spital astăzi. Te așteaptă bunica cu rochile de mireasă. Sau... Ne-ai uitat, nu? Ce? Nu, cum să uit? Nu. Eva! Nu, dar nu, n-am uitat. Am vrut să mă duc după spital. Nu, după. Acum du-te și încearcă mașinuța asta, să vezi cum merge. Doamnelor, mă înclin. Că am acceptat doar de gura mamei, da? Și acum zâmbim și facem cu una. Doamne, unde o fi Petronela aia să crape de ciudă când vrei să faci și după cineva să moară de invidie și acum nu e nicăieri. Doamne, hai, fă și tu o poză. Ce poză să te fac dacă mi-ai luat telefonul? Hai, mă, Dina, fă tu o poză. Tu, mama. Ei, uah, hai, Doamne. Hai, repede, cu mama, mama, că pe selfie. Pe selfie? Păi dacă nu știu, învățați-mă, Doamne. A trecut momentul. Doamne, iartă-mă. Ce folos să faci lucruri bune dacă n-ai cui să te lauzi cu ele? Aș vrea și eu o mașină așa, portocalie. Păi zi-l-o tot. Ușor, ușor! Jesus! De ce mi-ai cumpărat mașina? Că vreau să te știu safe! Da? Da, vreau să te știu safe și tu și copilul. Nu vreau să umbli langa pe străzi noaptea. Băi! Ești mai safe așa, da? Și tu și bebe. Minți, ești un mincinos patologic. Mi-ai cumpărat mașina asta ca să nu merg cu doctorul. Suferi de invidie, de gelozie. Nu ești ok, pe bune. Păi tu vorbești
Tu te-ai angajat la doctor doar pentru că am angajat-o eu pe Diana la firmă. Așa, și tu ce ai zis? Ia să arunc cu 10.000 de euro să le clipsez pe doctor. Da, e amuzant cum crezi că mașina asta a costat doar 10.000 de euro. Bine, hai, 20.000. Hai, pune. Doamne, deci tu nu ești sănătos la cap. De ce crezi că o să fie tot timpul o competiție între tine și doctor? Da, tu crezi că e tot timpul o competiție între tine și Diana? De eu nu sunt o fire competitivă. Stai acolo, mamaie, nu traversa. Eva, mă încet. De ce mi-ai luat mașina asta? Nu ca să mă știi safe, uite așa conduc eu. Ești mai liniștit acum? Deloc. Cu tine. Nici cu tine. Ai noroc că am probleme mult mai importante acum. Mi-e foame. Păi, hai că-i zic cocuței să-ți facă ceva de mâncare, vrei? Nu, doamne. Așa, și dacă o să fiu pe o insulă pustie? De ce ar fi pe o insulă pustie? Nu știu. N-ai citit Robinson Crusoe? Se mai întâmplă. Da. Și cum pe o insulă pustie găsești întotdeauna o bucătărie perfect echipată, e exact ce trebuie. Vă ajut cu ceva? Nu, cocuța, mulțumim. Mi s-a făcut puțin foame și mi să gătesc ceva. Da, hai că mă duc în cămară să iau niște lucruri. Victoraș, cămara e dincolo. Cocuța, știu unde e cămara. Știu că știi. Auzi? Nu, ai baia de serviciu, Victoraș. Dicolo e cămara. N-a fost niciodată în cămară. Mă gândeam. Ce să caute Victoraș în cămară? Așa. Foarte bine organizată cămara, cocuța. A, mersi. A luat doar ceapă și cartofi. Ai uitat carnea? Ia să vedem. Am uitat să iau carne. Eva? Ești ok? E de la ceapă. Eva, hai. Ce? Nimic, nu știu. Nu-mi place să aleagă altcineva pentru mine. Să aleagă unde să mă mut, ce proche de mireasă să port, ce mașină să conduc. Nu știu, nu... Eva, uite la mine. Faci ce vrei tu, da? Înțelegi ce roche de mireasă vrei tu. Ok? Hai cum să fie ok. Aveam o întâlnire la muncă și am uitat complet. Păi, hai să mergem. Nu. Stai tu aici, că ți-e foame. E ok, eu să-mi iau de pe drum ceva. Hai, te duc eu? Nu, îl sun pe Marius. Rezolv cu Marius. Ți-e frică să mergi cu mine? Hai să mergem.